La bună revedere, prieteni! Încă un moment de poezie. Astăzi, 28 ianuarie 2021, momentul cu numărul 319. Cu alte cuvinte, de tot atâtea zile ne întâlnim să fim aproape prin intermediul poeziei în această pandemie care încă nu s-a terminat, așa că stăm protejați cu minței mai mult acasă și ne bucurăm să ne întâlnim cu poezia. Ca de fiecare dată vor fi trei autori și creațiile lor. Nu înainte de asta vreau să spun coloana sonoră, care este din perioada barocului târziu, un compozitor de asemenea mai puțin cunoscut din spațiul ceh, Jiří Ignác Linek, din creația căruia ascultăm o simfonie. Și de asemenea vreau, pentru că este ziua domniei sale de naștere, să-i urez la mulți ani din toată inima unei prietene pe care nu o cunosc personal, ci doar prin intermediul cărților domniei sale, Victoria Dragu Dimitriu. La mulți ani, stimată doamnă, și îndrăznesc să spun prietenă întru ale literelor. Și acum să trecem repede la poezie, pentru că de aceea ne întâlnim. Primul autor pe care îl invit în cercul nostru este arhitect, dragii mei, Cristian George Brebenel. Este membru al filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor. De altfel, s-a și născut în județul Gorj în 1955 și să știți că a făcut și studii de filozofie și, bineînțeles, pentru că este arhitect, are o mână foarte, foarte tenace în a desena, așa că este și realizatorul unor simpatice, interesante grafice pentru cărțile unor colegi. Deci, din creația lui Cristian George Brebenel, am să vă prezint un poem care a apărut în revista craioveană Ramuri. Poemul Răstignire. Câte un piron pentru fiecare punct cardinal și câte o halcă de timp peste lemnul rumenit de focul jertfei. În fix nordul crucii, Dumnezeu se pleacă spre o nouă facere și lumea se va transforma în piatra din capul unghiului. Sfinții stau toți ca oile în turmă, ca miei la tăiere pe altarul de jertfă, căci nu le e frică de lama lui Abraham atâta timp cât moartea a fost sugrumată. Câte o floare pentru fiecare mână și câte un ou roșu din care răsare tărâmul cel nou. Domnul Cristian George Brebenel, arhitect și cu studii de filozofie, de asemenea poet din filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor, nu mai e nimic de spus. Sunt aici o mulțime de elemente care duc și la filozofia religiilor și la îndemnul de autocunoaștere și de, să zicem, autoprogramare într-un mai bine, nu-i așa? Un alt autor de poezie pe care îl invit în cercul nostru, nu are nici domnia sa studii literare, este libanez. Autorul nostru este Rached Elias Daoud, este un poet de limbă română, iată, care a studiat la Cluj-Napoca medicină, cum știm foarte bine că au făcut mulți arabi încă din perioada comunistă și, iată, născut în 1956, iar poemul pe care am să vi-l prezint a apărut în 1983 din volumul Escale pe Golgota, a apărut la editura Dacia.
Domnul Rached Elias Daud este chiar membru al filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor, are mai multe volume de poezie și o să vedeți din ceea ce o să citesc că știe foarte bine ce scrie. Titlul poemului: Echilibru totuși precar. Rached Elias Daud, membru al filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor. Iată, se pare că nimic nu este mai ușor și mai sigur decât mersul în echilibru pe axa temporală. Înapoi lași trecutul, te bucuri trăindu-ți clipa, prezentul, și mergi neștiutor înainte, în întâmpinarea viitorului pe care uneori îl confunzi cu fericirea. Nimeni nu te împinge de la spate, nimeni nu te îmbrâncește, ești singur și îți vezi de drum. Deodată calci în gol. Scurt și cuprinzător, nu-i așa? Cam așa este și știm foarte bine. Sau dacă nu știm, trebuie să ne gândim un pic și ne dăm seama că asta este viața. Și poate fi rezumată așa. Și uneori viața se termină și rămâne amintirea și poezia, așa cum este cazul următorului poet pe care vreau să-l avem alături de noi, chiar dacă doar așa, prin intermediul poeziei, pentru că Nicolae Dolângă, timișorean, născut în județul Caraș-Severin în 1942 și care s-a stins într-un decembrie 2016, ne lasă poezia, ne lasă și studiile sale etnologice și articolele publicate în ziare, în reviste. Deci, Nicolae Dolângă a fost membru al filialei Timiș a Uniunii Scriitorilor, a publicat multe versuri, multe volume de versuri și, v-am spus, fiind etnolog, a realizat și studii de acest gen. Vi-l prezint din antologia pe care deja o am aproape de suflet, de la Timișoara, Peisaj în devenire, o panoramă a poeziei din Banat, realizată de poetul și prietenul Marian Oprea. Din creația lui Nicolae Dolângă am să vă prezint un poem absolut superb, În formă de pasăre, regretatul Nicolae Dolângă. Era o seară la marginea mea, pe vremea înfloritului de salcâmi. Chipul tău amețea crengile în șoaptă și frunzișul devenea de ceară. Orele încet pluteau printre trunchiuri ca niște globuri străvezii. Pe vremea înfloritului de salcâmi, nu știi din ce parte vin să-ți acopăr ochii cu degetele. Tu mă vei ghici râzând în formă de floare, în formă de apă ori pasăre. Până înmuguresc pietrele, stelele. Regretatul Nicolae Dolângă, stimați prieteni, și la finalul acestui splendid poem de dragoste și nu numai, îmi venea să citesc la urmă Până înmuguresc printre stele. Adevărul e că ar fi frumos să înmugurim de adevăratele printre stele la un moment dat când plecăm. Când plecăm. Că de plecat plecăm, asta e. Dar, iată, să revin un pic
Ce frumos spune, iată, poetul nostru care este specialist etnolog și spune în stilul popular, pe vremea înfloritului de salcâm. Deci, iată, ceva care... Și ce frumos chipul iubitei amețea crengile în șoaptă. Iată, o poezie care vorbește singură pe limba ei și autorul ne sugerează, într-o formă extraordinar de plastică, să nu rămânem doar în lumea atât de banală a realului, realului simplu și simplist. Sper că am reușit să ieșim exact din această stare de real grobian, dureros în această pandemie și adesea tulburător la modul urât datorită multor situații, nu e cazul să le detaliez aici. Oricum, rămânem încă câteva secunde în profunzimea poeziei și în bucuria muzicii, muzicii acesteia de baroc. Am să dau și mai tare, pentru că avem nevoie de frumos, de frumosul oferit de arta de calitate și ar trebui să ne adăpăm mai des din acest izvor. Sper să o faceți și dumneavoastră mai des. Încă o dată, ca de fiecare dată, o îmbrățișare din toată inima, cu bucuria de a fi fost din nou împreună la momentul de poezie, cu ajutorul muzicii, cum observați, de calitate, și astfel avem și călătorie în timp și am avut aproape și oameni care rămân datorită a ceea ce au creat. Sper să ne revedem pe viu în perioada următoare care va veni. Sigur va veni. Până atunci vă dau întâlnire la un nou moment mâine, neapărat, nu ratăm nicio zi, mai ales că e pandemie, mai ales că trebuie să ne protejăm în continuare, așa că noi luăm medicamentul numit poezie și vom fi sigur cu bine și cu gânduri bune. Sănătate și pe mâine!